Backup este un show în care băieții abordează fetele, iar fetele decid cine este cel mai bun backupper. Așa, ce este pick-up? Vă spun regulile. Deci, suntem 6 pick-up-uri, o singură domnișoară. Deci, în prima etapă noi avem battle 1 versus 1. În etapa următoare, din 6, rămân doar 3. Și în etapa finală, din 3, 2 merg în final și fata decide cine este cel mai bun pick-up-er. Wow! Iată! Asta da! Băieți, cum dispoziția după primul pick-up? Da, cât fiteți și... Da, asta nu e... Una, Alexandru, una, și pe urmă încă una, și pe urmă încă una. Eu nu pot să scot. Igor, cât e? Eu am avut numai o singură fată în viața mea, asta mama. Deci, asta numai una. Asta e în două ori mai mult decât mama. Asta e cât e. Apropo, după primul pick-up lui Igor, în comentariu scris Chilare o limba română mai bună. Ați observat chestia asta? Da, asta proful meu mi-a scris. Că să plătesc mai mult bani pentru cursul de limba română. Ok. Când a văzut soția mea pe capul cu Cunilim, a zis că serios a terminat? Cred că a fost la fără frecvență, nu știu. Ceva genul ăsta, m-a simțit așa un pic. Paș, hai să plătim lui Pașa. Este Pașa. De la Comedy Zebra. Cum te simți? Ai emoții? Eu, da, ca și prima dată, pot spun, și s-a schimbat de atunci și până acum. Aha. 5 kg m-a adăugat. Da. Altceva nici nu s-a schimbat, dacă sincer. Dar tu faci reclamă la hentai, da? Bratan, măi, eu ăsta i-a venit soției pe AliExpress gratis, așa că o spus că ești el îmbrac, eu... Și eu la centru mame și copilul prima dată m-am intrat, la stăți uita o leac ciudat la mine, dar pe urmă înțeles că e debil, da. Paș, dar ai încercat pick-up-uri în viață reală? Vreodată, sau la tine, sau fetele la tine să vină cu un pick-up. Iaca, nu, așa ceva nu a fost. Iaca azi s-a auzit un pick-up care am cucerit-o pe soție mea. O să-l auzim! Dai să ne spui care sau nu ai să ne spui? Nu, n-a spun, asta-s greșit. Apropo, Alexandru este cel care are cele mai mult vizualizări pe TikTok. 700.000! Alexandru, cum? Spune-te, rog, cum ai reușit? Cum ai să fii vedete? Nu eu, voi asta voi. Nu eu, asta voi ați făcut, Ted. Mulțumesc mult, voi ați făcut asta. E Alexandru cel bun. Așa, bună seara. Dar voi sunteți mai buni. Marin, tu cum? Da. Tu ai fost cel mai bun, apropo, din tăi. Mersi foarte bine. Atunci lucrează pick-up-urile, încercat? Eu prima dată țin minte că pick-up-uri fășim la centru mamei și copilului tot, da. Da, acolo erau niște fete fărchișoare. Cei de la morgă. Da, și încercam și merge și la surori medicale merge, sub anestezie, eu eram... Bun, eu zic că noi putem să începem, da? Da, hai să începem pe cap. Și vă rog, aplauze furtunoase pentru prima domnișoară din această seară, Nicolina Bucătaru! Wow! Nicolina, ei, apă ce nu stă bune, apă ce nu stă bune! Stop that! Yeah, I'm awesome, yeah! Hot like fire on the pan! If you wanna touch me, I'm please use caution! Eu când te-am văzut, am vrut să fac glume de astea derske, dar... să fac glume inocente. Tu ce părere ai despre protecția animalilor? Sunt pro. Pro? Eu tot, mie îmi place așa când se iubește animalul, eu chiar vreau mâine, păi mâine să vin la tine să-ți mângăi pisica. Nicolina Bucătaru, da? Haideți vorbim o leacă despre mâncare, da? Nicolina, uite sincer, am fost în toate restaurantele din Chișinău East și am căutat ceva gustos, dar în niciunul din meniuri nu erau buzele tale. Bun. Alexandru, tu ești. Eu-s, da? Tu. Mulțumesc. Bucătarul zici că, da? Mm-hmm. Să știi că cu tine eu am șansă să devin un bucătar iscusit. Doar că am nevoie de fundișorul tău. Nicolina, eu am auzit că ți-ți plac mult călătoriile, corect? Mm-hmm. Nicolina, eu câștig balori, pur și simplu. Mm-hmm. Reluăm. Eu mă zic că ți-ți plac mult călătoriile, corect? Dar am să te rog frumos, nu mai călătorie. Pur și simplu, din cauza ta, tot aeroportul îi evacuează. Tu, pur și simplu, ești bombă.
Nicolina, tu când intri în market, el devine supermarket. Так себе, ага. Я твоя мать. Aici medic mi-a scris rețeta, poate ai ceva la tine așa. Citește-mi voce, vă rog, ce e scris. Sex de 3 ori pe zi. Este ceva la tine așa? Pe dânsă? Ia-l-te, pal. Blea! Dar e super glumă, e super glumă. Dar super glumă a fost la mine, blea. Dar ia și înțelegi. Alo? Și serios? Da? Am ușa, bă, ce ai fugit de la zoopark, slușe? Cum nu, că m-a sunat de la administrație și-a dus că unii ți-a părut o pantieră. Nicolina, eu îți promit că tu noaptea cu mine nu o să închizi nici un ochi. Eu prostă pizdești mai sforăi. Eu puțin seamăn cu Iisus. Iisus transforma apă în vin, dar eu transform o femeie în femeie gravidă. Eu îl aleg pe Pașa și pe Alexandru. Nicolina, sexul cu mine sunt ca știrile la televizor. Mâine toată lumea te știe. Știu, eu acasă toată veselă o am murdară. Așa că noi strebească, sau eu a strebească să beau baciu de bolea direct la tine din buric. Asta-i, da! Eu sunt ca șarpearele picante de la KFC. Oi, blin. Mâine astea ardă păpăneața dimineață. Da, greu. Tu ești așa de sexy că atunci când tu te așezi în grădină să faci pipi, scoală chiar și pepenii. Blin. Are pe are și pepeni, alege. Dacă vrei, alege pe dânsul, pentru că dacă iubești cu adevărat, cedezi. Două căldăruși din partea mea. Dar, în schimb, pepeni sculați. Aha. Da, mie și sos. Fără sos, vopșe nimeni nu mănâncă. Este! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mersi frumos! Aplauze pentru Nicolina Bucătaru! Aplauze pentru următoarea domnișoară, Victoria Vonca! Stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch my feet, use caution. Unele branduri de apă din Moldova spun că ei vând apă din cele mai curate izvoare. Minciunoși și necăjiți! Nu știu că cel mai curat și sfânt izvorul e vagina ta. Vagina ta. Vagina, da? Da. Victoria, eu știu că tu te ocupi cu fotografie, corect? Așa un sfat de la mine. Ții la fotosesie blis, nici nu-ți trebuie. Tu strălucești ca o stea. Oh. Tu când intri în market... Nu, asta a fost. Bani de aici. E foarte bună. Vica, eu știu că ești fotograf și am văzut la pagina ta multe poze cu modele superbe, dar cea mai bună poza ta e selfie cu tine. Aaaa. Nu când tu faci. Azi ai bale, bleați. Bani, perizapisă-vă. Așa stii, așa stii, că nu ești bun la nică. Altă, spun după Marin. Marin, spune, eu învăț ceva. Victoria, ție cum îți place? Mai жестко, mai мягко? Mai мягко. Mai мягко, bine. Nu vreau întâmplător cumva să te mușchi, pentru că mă tem să am șoc gastronomic. Alta! Vica,
tu ce ești Universitatea Cambridge, atunci de ce eu vreau ca copiii mei să fiu în tine? Vica, uite, eu, asta sună de parcă vorbește bunica mea, dar vara asta chiar ne-a crescut bostănelul. Yes! Asta nu-i tatuaj? Până aici ajunge penisul meu. Tu așa ai mărs, da? Da, da, da. Mai bine era tatuaj. Interesant. A să dea una romantică. Da? Tu ești pentru mine ca apartamentul lui Igor Dodon. Eu vreau să fac percheziție în tine. Victoria, nu știu dacă ești la curent, iarna scumpește gazul de două ori. Tu cu mine n-ai să ai nevoie de gaz, noi să ne învelim și eu sub pătru când îi trag câte una. Te aștept cu un buchet de trandafiri, eu te aștept pe aceeași bancă plină de amintiri. Am un dor nebun și vreau să-ți cânt acum ce-mi doresc, un sărut și un simplu 69. Uite, eu am văzut că ai tatuaje, foarte nice. Eu tot vreau tatuaje cu numele tău aici și aici, fiindcă vreau mereu să te duc în braț. E bun, molodet! Pavel Șpania. Nu știu dacă știați, dar cred că tu nu știai, eu m-am filmat în filme porno. Știi scena aceea când soțul vine de la lucru, dar un negru face sex cu soția lui? Apoi eu sunt acela. Eu sunt femeie. Vica, ține. Așa o regină trebuie să aibă corona. Sexul cu mine e cum te duci la discotec. Trebuie să bei înainte de asta. Dar dacă nu beau alcohol? Nu beau alcohol? Nu. Trebuie să mănânci. Dacă eu am KFC, tare precoană, are fiare. Nu mănânc carne. Bună, a dat-o canait, nu știu, a dat oară. Nu mănânc carne. Blin, și vegetariană și școdată încă. Tu ești ca un politic din Moldova care se gândește la popor. N-am văzut așa ca tine. Da. Eu! Yeah! Asta a fost Victoria Vonca, aplauze! Aplauze pentru următoarea domnișoară, Maria Lungu! Stop that! Salut, eu sunt campionul Chișinăului la bowling. Fac minuni cu trei degete. Trebuie pușinși. Părinții tăi cumva nu se tăvăleau jos pe zăpadă? Atunci cum ei au făcut așa un îngeraș? Trei degete! Hristosul mătii și Domnul. Deci, uite, sfârșitul la scoci eu găsesc repede. Cu clitor nu va fi nicio problemă. Salut! Dacă vei alege pastila asta, vei avea orgasm și ne vom fute. Eu încă stânăr. Dacă vei avea pastila asta, vei adormi și tot ne vom fute. Salut! Salut! Maria Lungu? Marin Lungu, dar după familie Madan. Eu acum înțeleg telefonul tău. Întâlnește dificultăți atunci când se deblochează. Că Face ID-ul în loc să uite la fața ta, să uite întâi la țâțele tale. Carnuleam?
Marin Lungu. Știi? Igor Dodon a spus că nu mă joc cu focul. Așa că, sorry, nu pot să mă joc cu tine azi. Igor, hai, Domnul crede în tine. Dumnezeu! Nu. Dumnezeu trebuie să-l dea pizdea la taticului tău, deoarece el a creat ceva mai perfect decât însuși Dumnezeul. Salut. Tu sami leit cu un homosexual găgăuz. Tu ești ireală. Care a fost gluma ta? Cu doi Igor Dodon, că tu ești foc, dar ești și nu poți mai joc cu tine. I doi. Am înțeles. Pentru tine... Marin Lungu. Pentru tine eu-s gata la orice, ca noi să fim împreună. Eu-s gata odată în lună, eu să am la lună în locul tău. Asta serios. Asta e jertfă, nu? Ca să înțelegi ce te așteaptă noaptea, la mine e lung. Ca un bilețel din trolebus. A? Azi cumva e Paștele? Dar și cauți aici iepuraș. Asta da. Am primit nu de mult permis de conducere, dar mai am o problemă cu pornirea cu mâna de frână. Poți să mă ajuți? De la mine frână, de la tine mână. Asta a fost Pick Up. Urmăriți episoadele noastre pe YouTube în continuare. Abonați-vă la canalul nostru de Instagram, Facebook și YouTube. Veniți la stand-up la Pick Up. Aplauze pentru voi. Mersi.